unul dintre cei mai căutați români acuzat că a furat sute de milioane de dolari a fost capturat în Mexic. Florian Tudor Zisrechinul, considerat șeful mafiei de pe Riviera Mexicană, a fost reținut de autoritățile din Mexic în baza cererii de arestare și extradare formulată de România. În țară, Rechinul este acuzat de constituire de grup organizat și tentativă de omor, în timp ce mexicanii îl bănuiesc de fraude bancare și spălare de bani. Ar fi furat cu rețeaua lui sute de milioane de dolari cu ajutorul cardurilor clonate. Când a fost prins, Rechinul a încercat din răsputeri să se opună arestării. Florian Tudor a fost surprins în momentul în care agenții federali mexicani l-au încătușat chiar în sediul Procuraturii Generale din Ciudad de Mexico. Mexicanii l-au luat pe sus și au traversat holurile Procuraturii Generale pline de oameni la acea oră. Rechinul a mai avut o tentativă de a scăpa înainte să fie urcat în dubă. S-a trântit iar pe jos și a început să strige că se simte rău și este maltratat. Así son dos versiones, una que dice falta, se tendrá que quedar detenido ahí en el reclusorio norte en la Ciudad de México, que pasen dos meses, evaluación de pruebas, y otros que dicen no, ya se va a ir extraditado de manera inmediata. Todo viene de fuentes del gobierno y de la fiscalía. În Mexic, Rechinul este bănuit că împreună cu rețeaua sa ar fi sustras peste 240 de milioane de dolari în fiecare an cu ajutorul cardurilor clonate. Autoritatea financiară mexicană i-a făcut chiar o plângere penală pentru fraude bancare și spălare de bani. Ăsta poate fi un motiv pentru care nu va fi extradat, tocmai faptul că formează acolo obiectul unor investigații penale. În momentul de față, conturile lui Florian Tudor și ale firmelor sale sunt înghețate, iar autoritățile mexicane spun că sumele indisponibilizate astfel depășesc 540 de milioane de pesos, adică peste 25 de milioane de dolari. Cine este Rechinul și cum a ajuns el liderul unei grupări mafiote din Mexic, ne spune Cosmin Stan. Bună seara, Cosmin! Bună seara, Andreea! Doamnelor, domnilor, Rechinul, român din Craiova, pretindea în Mexic că este investitor imobiliar. S-a stabilit la Cancun de mulți ani și, conform unei investigații a colegilor de la Rise Project, a început să-și construiască imperiul fraudulos cu o firmă de bancomate. El livra automatele gata echipate cu dispozitive de skimming performante cu care fura informațiile de pe cardurile bancare, apoi clona cardurile respective și sustrăgea astfel bani. Anchetatorii americani au demarat războiul împotriva acestei caracatițe după ce au primit numeroase plângeri de la turiști americani care au fost în vacanță în Mexic. Banda de infractori ar fi furat cam 20 de milioane de dolari pe lună, adică 240 de milioane de dolari pe an. Aceeași grupare este acuzată și că a comis unul dintre cele mai mari jafuri de acest fel din Mexic. Cu doar 11 carduri clonate, infractorii au extras peste 7,5 milioane de dolari în doar 24 de ore, în martie 2017. Conform anchetatorilor, au furat în medie peste 300.000 de dolari pe oră sau 5.200 pe minut. Dar Rechinul și banda lui nu se ocupau doar cu fraudele bancare. Ei puseseră la cale și o rețea de trafic de persoane, împreună cu un alt interlop, Filip Sărdaru, stabilit în Canada. Aduceau românii la Cancun, unde cel puțin un agent de imigrație era mituit pentru a permite accesul acestora în țară. De la aeroport, migranții erau transportați cu autobuzele în orașele de graniță, apoi treceau fraudulos în Statele Unite. Traficanții câștigau cel puțin 2000 de euro pentru fiecare persoană adusă ilegal. Potrivit Poliției de Frontieră a Statelor Unite, doar din octombrie anul trecut, 2217 români de etnie romă au fost prinși după ce au trecut ilegal granița din Mexic în SUA. De 10 ori mai mulți față de un an precedent. Rechinul este bănuit că a reușit să ridice acest imperiu ilegal cu ajutorul protecției primite de la politicieni locali pe care i-a mituit de-a lungul timpului. Simțindu-se încolțit, în luna martie a transmis o scrisoare emoționantă chiar președintelui Mexicului, în care îl implora pe acesta să aibă grijă de copilul său în cazul în care va fi arestat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.